Chiar dacă afară e frig și iarna încă nu se lasă dusă, în piața centrală din Deva, primăvara este adevărată stăpână. Mesele sunt pline de verdețuri proaspete de sezon, numai bune pentru tot felul de preparate culinare. Dar cu toate că suntem în preajma sărbătorilor pascale, în cea mai mare piață din Deva nu este decât un singur magazin în care se comercializează numai carne de miel și un alt magazin unde se vând măruntaie pentru dob. Ca să păstreze totuși ceva din tradiția bucatelor din miel pe masa de Paște, oamenii cumpără mai mult măruntaie, că sunt la jumate din prețul cărnii. Belșug de verdețuri de sezon pe mesele din piața centrală a Devei. De la leurda cu un leu legătura până la ștevie, lobodă, urzici, ceapă verde, salată fragedă și înfoiată ca o rochie de balerină, roșii aromate, ouă de casă, castraveți crocanți, ardei de toate culorile, ridichi dolofane și spanac. Un leu legătura sau grămada de legume și frunze verzi, 2 lei în zona centrală, 5 sau 7 lei kilogramul de spanac, dar 55 de lei kilogramul de carne de miel, care se comercializează într-un singur magazin. De prețurile mari și de greutăți se plânge toată lumea, și clientul și comerciantul. Ne suflate. Nu știu, dar așa ziceți dumneavoastră. Nu avem șanse să mâncăm miel. Sunt umflate. Pe 55 de lei, doamnă. Cât? 55 de lei un kilogram de miel. Stăm la țară, mâncăm verdeață, mâncăm altceva, nu ne permitem să știți. Cu banii ăștia de umbră. 55 kg, să mânce ei. La 55 de lei kilogramul e ceva ieșit din comun. Hai de mine. Ce cumpără lumea totuși? Că în piață... Doamnă, verzături, cartofi, ceapă, de aleguri mai ieftine, care îți permit urmă. Deci ținem post și de Paști, cum ar veni. Ținem post că ați banii. Toată lumea se plinge de prețuri mari. Da, cam, cam da, s-au mai obișnuit unii oameni. Păi prețurile stăt cum au fost acum câțiva ani, că n-am crescut așa prețurile cu tăce, că acum e foarte costisitor pentru noi. De exemplu, am pus roșiile de 3 săptămâni și în fiecare noapte, de 1 milion, folosim combustibil să le facem căldură. E foarte costisitor și atunci când ești la piață, nu, și dacă și preț, nu se vând. Știți? Și atunci și rostare. Foarte faină și cruge și vă dau cuvântul meu că n-am pus pe ele absolut nimic decât apă și e foarte bun terenul. Unii sar peste mielul catolic și așteaptă prețuri mai bune de Paștele Ortodox. Aș vrea pentru Paștele astea, dar da. Mi se par un pic mai scumpe și ai față de Paștele care vin. Dar cei care nu-și permit carne pentru friptură și borș cumpără măruntaie la jumătate din prețul cărnii, asta dacă nu se decid să cumpere rob gata preparat, numai bun de pus pe masă între ouăle vopsite sau încondeiate.